Mai multe drumuri agricole din comuna Remetea Chioarului vor fi asfaltate anul acesta. Autoritățile locale au obținut o finanțare pentru modernizarea a 14 km de drum, iar investiția trebuie finalizată în jumătate de an de la startul lucrărilor. Am emis ordinul de începere pe drumuri agricole, reabilitarea infrastructurii rutiere în comuna Remetea Chioarului. Sunt 14 km de drumuri agricole împărțite în 8 tronsoane. E o finanțare din fonduri europene de 1 milion de euro. Avem execuția 6 luni de zile. Sperăm să finalizăm acești 14 km de drumuri agricole în maxim 6 luni de zile. De asemenea, au fost depuse spre finanțare și alte proiecte de dezvoltare, ca de exemplu reabilitarea căminului cultural din Berchez. Și în ceea ce privește sediul primăriei Remetea Chioarului, sunt necesare lucrări de modernizare, dar și de digitalizare. Am depus spre finanțare pe programul național pe PNRR, reabilitare cămin în localitatea Berchez, reabilitare primărie, sediu primărie în comuna Remetea Chioarului și digitalizarea primăriei. Un proiect în valoare de 324.000 de euro fără TVA. Edilul Călin Ovidiu Petrica a ținut însă să atragă atenția că în cazul Programului Național de Redresare și Reziliență există o mare discrepanță între finanțarea pe care o poate obține o comună și un oraș. În cazul comunelor, suma maximă este de aproximativ 300.000 de euro, în timp ce orașele sau orășelele pot accesa fonduri pentru proiectele lor în valoare de 3 milioane de euro.